Cătălin Mahu, care deține 6 restaurante în capitală, a declarat pentru o publicație online că nu mai vrea să angajeze muncitorii asiatici. Motivul invocat de antreprenorul român ține de faptul că aceștia nu ar respecta anumite reguli de igienă elementare, cum ar fi să se spele pe mâini. Într-o intervenție pentru Euronews România, Cătălin Mahu și-a nuanțat abordarea. Nu sunt un fan al înlocuirii forței de muncă românești cu forță de muncă asiatică. Nu vreau să reiau problema că trebuie să învățe să spele pe mâini și să fie curați, pentru că e ca și cum aș jigni pe cineva. Poate că am făcut-o și îmi cer scuze dacă am făcut asta. Dar pe mine mă deranjează foarte mult ca un om să nu se spele, ca un om să nu schimbe hainele, ca un om să nu trăiască într-o normalitate cu anumite gângănii. Lor le ia luni de zile să înțeleagă modul nostru de viață. Lor le ia luni de zile să înțeleagă modul nostru de a găti mâncarea. Eu nu pot să discriminez dacă te simți discriminat. Nu e niciun fel de problemă. Nu e niciun fel de problemă. Una este să te simți, alta este să fii. Dacă se supără cineva pe mine pentru treaba asta, să te ducă la el în țară. Nu vreau să fiu răutăcios, dar eu m-am lovit de situații. Eu nu vorbesc de situațiile generale, eu vorbesc de situațiile de care m-am lovit eu. Declarațiile ar putea fi analizate de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Dacă va fi considerat vinovat, patronul ar putea plăti o amendă cuprinsă între 2.000 și 100.000 de lei. Asta o discută colegiul director, după noile reguli, colegiul prin hotărâre decide dacă se face sau nu autosesizare, este posibil să primim și plângere. Sunt declarații care pot intra sub analiza Consiliului din perspectiva Ordonanței 137 pe 2000. Eu mă gândesc la concetățenii noștri români care au plecat în Occident și care au suferit și suferă foarte mult atunci când se fac generalizări cu privire la comunitatea de români. Nu sunt fericite aceste generalizări. În orice comunitate sunt oameni și oameni. Eu ceea ce văd cu ochii mei în societate este că lucrătorii din statele terțe, adică din afara Uniunii Europene, inclusiv asiaticii, sunt foarte prezenți și integrați. Îi văd în Horeca, îi văd în transportul de alimente, îi percepem peste tot. Deci nu cred că sunt declarații chiar la locul lor. Codul muncii interzice orice discriminare, directă sau indirectă, față de un salariat pe orice criteriu, printre care rasă, cetățenie, etnie, culoare, ori religie. Recrutam asiatici de vreo 15 ani. Este regretabil ce am auzit și am citit în presa. Fiecare domeniu are specificul lui. Ceea ce ține de alimentația publică, nu se admite așa ceva. Cred că aici vina se datorează recrutării proaste și neprofesionale. Sunt persoane serioase, bineînțeles acei care au trecut prin filtrele agențiilor de recrutare profesionale, sunt persoane care își vede treaba și au un scop, au venit să muncească. I'm sad also, ma'am, because we are all people, yes. And especially in cleaning, we are all the same, yes. I know that. We are hardworking, ma'am, of course. And we are, especially in cleaning, ma'am, we are very attentive also in cleaning. Yeah. La finalul anului trecut, la noi în țară, lucrau aproape 115.000 de oameni din afara Uniunii Europene, cei mai mulți din Nepal, Sri Lanka, Bangladesh. Iar salariul mediu pentru normă întreagă a fost de 4.754 de lei, conform datelor de la Ministerul Muncii. Să vedem ce înseamnă asta și pentru bugetul de stat, în jur de 230 de milioane de euro, conform datelor patronatului importatorilor de forță de muncă. Cum se adună acești bani? Pentru fiecare angajat, antreprenorul plătește 100 de euro aviz de muncă, o taxă de viză în valoare de 120 de euro, o taxă pentru permisul de ședere de 259 de lei, precum și 120 de euro taxă consulară.